autoarea Dana Savuică. Ce frumoasă ești! Te-a durut când ai căzut din rai? Ce-mi place, ce intrare! Ești într-un mare chip! Auzi, vreau să spun că stăteam în culise și așteptam să intru la voi aici și vreau să spun că trebuie să te... Deci trebuie să te complimentezi, arăți bestial! Română, îți mulțumesc! Deci pe bune, ești o frumoasă! La văcerului nu mă ocup eu de asta, știi cât sunt eu da, de... Da, eu știu asta, dar știi cum e, trebuie să ai și pe cine să îmbrăci, nu? Nu! No, să ne așezăm! Așa. Unde te-ai dus? Okay. Am venit bun. Unde o să vii și tu, dacă ești cea mai amabilă. Ce crezi că am auzit? Ce? Nu știu ce ai auzit. Asta seama, când e vorba despre tine, eu ciulesc urechea imediat. Zici tu? Da, pentru că toate lucrurile urechiușele care, astea așa frumoase pe care le știu, le știu mai cam de la tine. Acest om, v-am mai spus, mi-a făcut foarte mult bine de-a lungul anilor. Lasă, nu mai spune ce. Nu știu ce ți-am făcut eu ție, dar stai cum să-mi auzi, vrei să mă apuc să detaliez acum? Nu, dar stai că spun chestii intime. Nu. Că m-ai învățat și aia, și aia, și aia. Eu? Da. Aolo. Da. Și cu, mi-a dat sfaturi și cu fata când a fost nevoie și lăsați... Ei, asta cu sfaturile cu fata, da, într-adevăr. Adevărul e că atunci când devii mamă, ai nevoie de sfaturi de la absolut toate dar celelalte le-asculți vreodată? Femei. Da, eu le-am ascultat. Și mai mult decât atât, vreau să spun că ce am aplicat eu, așa, în relația mea cu fiica mea, a fost... tot ce nu mi-a plăcut mie sau tot ce am considerat eu că a fost greșit în relația mea cu mama sau cu bunica, știi? Uh-huh. Adică am încercat să nu fac aceleași lucruri care m-au deranjat pe mine ca și copil. Dar să știi că și știi? Părinții noștri au făcut același lucru, că și mama a încercat să nu facă greșelile pe care și bunica le-a făcut. Nu? Nu le-a făcut, pentru că mama, mititica s-a chinuit, a făcut tot ce a putut. Asta a ieșit, ce să facem acum? Eu zic atât. Că ce a ieșit bine. Da. Spune-mi, te rog, ai scris o carte. O carte care cuprinde, stai, de fapt, două. Stai, mini-cărți, în primul cumva. Rând aceasta este cartea Cum Așa. E să fii fată. Este o antologie, este lansată de către editura Univers. Și în momentul în care ei au venit la mine și mi-au propus să scriu în această carte, am spus, wow, deci nu vine să cred. Pentru mine oricum, noi suntem praf de stele, da? Suntem făcuți din praf de stele și Universul este conectat tot timpul cu noi. Viața noastră, destinul nostru, totul e scris în stele. Da. Și în momentul în care ei au venit către mine, am zis, măi, asta e un semn. Corect, știi? Știu ce zici. Este un semn, bun. Când au venit cu tema, cum e să fii fată, am zis, oh, Doamne, cum e să fii fată. Și bine, și rău, și greu, și ușor, și frumos, și știi? Adică, zic, despre ce o să scriu? Pentru că sunt atât de multe lucruri și atâtea unghiuri, încât s-ar putea să iasă un talmeș-balmeș. Da, ești tu un talmeș-balmeș, o să vă povestim imediat. A ieșit o carte în care Dana are curajul sunt să pune... Sunt autoare. Trebuie să spunem autoare, lucrul printre acesta. Care și Dana. Printre care. Care își pune cu generozitate și cu sinceritate sufletul pe tavă, chiar dacă dumneavoastră sau noi o să o judecăm în vreun fel. Va vorbi despre fată, despre mamă, dar și despre lucruri care o dor foarte tare, de exemplu despre divorț. Ziceam înainte că Dana Savuică face parte dintre autorii care au publicat, iată, o carte în care spun tot. Vedeți, dumneavoastră, acest tot e relativ. După părerea mea, să spui tot înseamnă să spui tot ceea ce este relevant pentru tine și vrei să fie știut. Corect. Da, poate mă înșel. Și gândește-te că eu niciodată n-am dat totul din casă. Pentru păi, că nu așa am fost educată. Dar pentru mine a fost important atunci când m-am așezat așa la masă și m-am gândit despre ce să scriu atunci când ești întrebat într-un mod firesc cum e să fii fată. Deci, atenție, antologia, cum e să fii fată. Suntem 9 femei care au unghiuri și puncte diferite absolut. De vedere. Și aseară este pentru prima oară când le-am cunoscut și eu față în față, așa sunt minunate. Cred că ar fi foarte frumos din partea mea să spun numele acestor autoare. Care? Cristina Andone, Ioana Chicet Macoveiciuc, Adela Dan, Raluca Feher, Miruna Ioani, Andra Nistor, Melinda De Ros, Dana Savuică și Victoria Sherman. Deci vreau să spun că le-am cunoscut și mă bucur enorm de mult că am intrat în această lume a lor. Practic eu sunt boboc, eu am debutat în această seară și în seara trecută, da. Și am avut emoții pentru că am zis, Doamne, eu vin din lumea mea, showbiz-ul, da? Unde tu știi foarte bine, Teo, că trebuie să pui problema într-un anumit fel, astfel încât lumea să te înțeleagă, să se uite la tine, să știi, să te placă.
Și sunt multe lucruri pe care nu le-am spus în viu grai. Și acum, acum le-am scris. Te-a durut. Și am zis, lor? Doamne, am scris niște lucruri, dar acum când le-am citit, am zis, nu cred că am scris-o așa nu ceva. Nu cred că am scris asta. Aoleo, mai bine nu spuneam, mai bine tăceam, mai bine, toată lumea știi? Face asta. Da, exact. Chiar și editoarea Diana Krupenski m-a întrebat, zice, cum e când ți-ai citit poveștile da, da. În carte? Cum când le-ai văzut tipărite, cuvintele tale? Zic că am avut așa second thoughts, știi? Ești de acord deci cu am tine, fost cea care a scris? Nu trebuia, poate. Da și nu, uh-huh. Nu știu, știi? Uh-huh. Adică sunt foarte... Nu știu, nu știu ce să zic. Depinde cum o să fie percepută în cartea. Mie mi-a plăcut ce au scris celelalte, știi? Mie mi se pare că ce am scris eu... Întotdeauna. E așa... Ai văzut că și când cânti, știi minte ce trebuie să cânte ălălalt. Da, ce exact. Ești? Exact, da. Ei, am scris două povești. Una se intitulează Femeia cu farmec și cealaltă este un dialog între mamă și fică. Dialogul pe care l-am citit. Da. Este real. Există un dialog cu Julie care pe mine m-a șocat. Adică Julie e foarte incisivă în, da. În carte. Adică de ce ai făcut? Eu n-aș fi făcut. Da, da. Unde ai greșit? Dar din câte știu eu, Julie a trecut pe aici pe la voi și știi că așa este ea. Da. Da? Bun. Deci, da, este un dialog între mamă și fică care se presupune a fi un dialog general între o mamă și o fică. Sunt convinsă că tu te-ai regăsit și tu în această poveste și multe dintre mame se regăsesc. Dacă nu i-aș fi rupt capul. Cu mici, da, cu mici detalii rupte din personalitatea lui Julie, dar un dialog general. Înțeleg. Da? Și cu... Ai observat că scrie acolo, sunt mamă. Când copilul spune o întrebare, tu trebuie, și e și fată, tu trebuie să-i răspunzi în așa fel încât să nu o sperii. Într-un fel dar trebuie să-i răspunzi cu zâmbetul, da. Da, cu zâmbetul pe buze, în același timp tu simți că ți se strânge stomacul, pentru că nici cum tu nu spui știi dacă răspunsul... Da, cum, life is a, exact. Cum spui asta, zâmbind și da. Tot o să fie bine și tu știi da, că nu o să tot fie tot o să fie bine, dar de fapt nu știi. Ce ți aduce viața sau ce îi aduce viața copilului tău. Tu doar poți să speri că îi aduce lucruri frumoase, cu sănătate, cu fericire, cu bunăstare, cu tot, cu tot, cu tot. Dar tu ca mamă ai așa un nod în stomac. Tu nu te trezești în fiecare dimineață cu nodul ăsta în stomac? Slavă și cu bucuria că ești mamă și că ai un copil? Slavă cerului, da. Îți mulțumesc pentru faptul că te-ai întrebat dacă toate poveștile de iubire au un final fericit prin Julie. O să citiți dumneavoastră cartea da. Și o să descoperiți o nouă Dana Săvuică absolut iar fermecătoare. Eu trebuie să-ți ofer acest colier wow! din colecția de Beauty Store de la Mermelo. Este acel praf de stele. Praful de stele despre da? Care îmi vorbeai. Da. Mulțumesc frumos, vreau să vă spun ceva. Aseară când am plecat de la emisiune Să dea Dumnezeu,